Așa cum știți, am promis încă de în campania electorală că îmi voi deschide un birou parlamentar la Câmpina. Și am făcut acest lucru nu numai pentru faptul că am mai avut și un mandat precedent birou parlamentar la Câmpina, pe vremea când eram la PNL, și am dorit întotdeauna să subliniez importanța pe care noi o acordăm la alte municipiului Câmpina, care trebuie să fie practic pe același picior cu municipiul Ploiești, singurele municipii din județul Prahova. Dar mai mult decât atât, interesul meu este să am posibilitatea să discut direct cu oamenii. Ne-am văzut în campanie electorală, mulți mi-au mai trimis anumite lucruri, anumite cereri, dar vreau să existe într-adevăr o legătură directă între noi, ALDE, între oficialii noștri, aleșii noștri, domnul Ioniță, conducerea de la județ, doamna Graciela Gavrilescu, și sper să avem un loc unde să ne putem întâlni în liniște, să discutăm probleme care privesc comunitatea în ansamblu ei, mă refer la municipiul Câmpina, dar și diversele probleme personale pe care le au oamenii de aici, în măsura în care putem să facem ceva, vă asigur că o vom face. Vor fi de două ori pe lună audiențe, va exista o permanență la sediu, astfel încât să se poată planifica audiențele și să se primească orice demers care se face în legătură cu problemele care îi privesc pe cetățeni de aici. Vreau să inaugurăm nu un sediu, ci un mod de lucru care să fie acela de dialog concret și direct cu oamenii, dincolo de dialogul care îl face prin intermediul dumneavoastră a mijloacelor de informare în masă. Încă o dată, îmi face mare plăcere să fiu prezent aici și dacă până acum, în general, când treceam pe Valea Prahovei spre diversele stațiuni, de data aceasta, Sărmâna, de data aceasta nu vom mai trece pe șoseaua de centură, ci vom trece prin centrul orașului Câmpina, pentru că avem un loc unde să ne putem vedea și să putem discuta pe îndelete despre ce lucrurile care vă privesc. Încă o dată vă mulțumesc. Încă n-am stabilit zilele, va fi în general într-o zi de sâmbătă, a doua și a patra din lună. Cam asta va fi. Să existe o anumită ritmicitate cu oamenii să știe că pot veni. Evident că e și în funcție de cererile de înscriere în audiență și folosesc posibilitatea pe care mi-o oferiți pentru a populariza faptul că lumea care dorește să se întâlnească cu mine să o poată face în zile care vor fi afișate de altfel pe programul de lucru al cabinetului, dar v-am spus, sperăm că în zile următoare să avem o prezență permanentă la biroul nostru de aici, senatorial.